să învăț lucruri noi, să devin învățător digital, să aplic la clasă multe aplicații interesante pentru ele și să-mi fac noi prieteni. Pe lângă multitudinea de activități din timpul orelor de curs, consider că cea mai importantă realizare este faptul că am reușit să organizăm un cerc pedagogic cu alți 60 de învățători, cărora noi, participanții la curs din școala noastră, două colege, am reușit să diseminăm informațiile transmise de dumneavoastră și să formăm, să informăm și să formăm acei 60 de învățători în utilizarea și aplicarea tehnologiilor digitale. Lipsa dotărilor din școală și convingerea părinților de a avea încredere să trimită elevii cu telefoanele mobile la școală. Împlinită. Să devină mai creativi, să lucreze în echipă, să lucreze în proiecte, le stimulează curiozitatea. Folosirea tehnologiei sprijină învățarea elevilor mei prin utilizarea diferitelor aplicații în momente diferite ale lecțiilor, dar și în activitățile extrașcolare. Se simt fericiți, nici nu realizează că învață. Învățatul devine un joc util. Pentru că elevii noștri sunt nativi digitali și trebuie să găsim o cale de a ne apropia de ei, o cale de a-i captiva, de a le stârni interesul și astfel reușim să le dezvoltăm imaginația, creativitatea și realizăm și reușim ca cu ajutorul acestor tehnologii procesul de învățare să se realizeze activ, practic pentru copii. Programul Îndreptare Digitală înseamnă, într-un cuvânt, inovație.